ținut concertul pentru Constanța. Soliștii operei române i-au scos pe oameni din case. Mii de suflete au împânzit piața afară. Vă place atât de mult încât asta? Da, 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 foarte frumos. Mi se pare, are nevoie Constanța de asemenea evenimente? Are nevoie, are nevoie în fiecare an, are nevoie. Constanțenii, să știți că sunt primitori de fiecare dată, chiar dacă n-am fost într-un număr mare. Dar atâta cât am fost, am venit din inimă, să știți. Chiar ar trebui să fie mai dese. Asta e muzica adevărată, zic eu. Mai departe, atmosfera a întreținut o trupă specială pentru copii. Nici moșul nu a lipsit de la eveniment. Însă nimeni nu a plecat acasă până când pe scenă nu a urcat Delia. Artista anului 2015 a interpretat toate hiturile în ropotă de aplauze. A aparținut Asociației Civice pentru Constanța. În frunte cu președintele asociației, contraamiralul Virgil Chițac, organizatorii și-au propus să redescopere Constanța altfel decât o știam și să promoveze adevăratele valori. E nevoie de astfel de inițiative în orașul Constanța. Până la urma urmei, noi trebuie să devenim dintr-un grup de oameni, dintr-o populație, trebuie să devenim un popor. Și sunt valori pe care trebuie să le împărtășim cu concitadinilor noștri și în care toți trebuie să credem. Astfel de evenimente vor continua la malul mării. Asociația Civică pentru Constanța nu se va opri aici.